Sezonul fotbalistic 2014 a început pentru Astra Giurgiu cu un meci pe Marina Anastasovici, unde terenul de joc a fost impecabil. Aproape 1000 de spectatori au asistat la primul meci pe teren propriu din 2014 al giurgiuvenilor. Cu adversară de la care nu se aștepta la o prestație deosebită, Astra a făcut un meci de încălzire, cu multe pase greșite, bâlbâieli și atacuri ratate. Scorul a fost deschis după o fază fixă în minutul 42 de către noul venit în lot Paul Pap, care a împins mingea în poartă după devierea lui Tristescu. În repriza a doua, constanțenii au fost la un pas de egalare și au stat în coastă a giurgiuvenilor închis în jocul. Astra domină și în minutul 81 aduce scorul la 2-0 pe tabela de marcaj, prinde Amorim printr-un șut plasat în colțul lung al porții. Meciul se apropie de final în aceeași note de dominare a Astrei și în prelungiri Mățel reușește primul său gol din acest sezon. Astra Corona Brașov 3-0 rezultat final și giurgiuvenii rămân pentru câteva zile la egalitate cu Steaua. Cred eu că am avut jocul la discreție, am controlat în totalitate, am întâlnit un adversar care s-a agățat de orice minge, a vrut cu orice preț să plece cu un punct de aici, s-au baricadat în apărare, nu a fost ușor pentru noi, ne-am creat foarte multe situații, din păcate le-am ratat și de aceea poate că am și suferit. Nu am reușit un meci foarte bun, vreau să punem mai multe probleme Astrei, dacă vreau să luăm un punct sau puncte aici. Am încercat, dar prea puțin, prima repriză nu ne-am creat ocazii, nici ei nu au avut foarte multe, păcat că am intrat cu 1-0 la acea fază fixă, minutul 43, dar cu toate astea, repriza a doua ne-a mai creat câteva ocazii, dar în schimb, ușor-ușor, ei și-au creat ocazii și au câștigat, meritat. Sunt fericit și contează că am câștigat, nu contează că am dat sau nu gol. Dar am dat gol, sunt fericit. După meciul de vineri, Astra egală Steaua la puncte, 45, dar Steaua are un meci mai puțin și va întâlni în această seară de la 19:30 pe Concordia Chiajna, care joacă acasă. Următorul meci al giurgiuvenilor va fi vineri, 28 februarie, de la ora 20:30, când Astra va întâlni în deplasare pe Universitatea Cluj.